Cei mai mulți dintre noi ne lăudăm cu concediile petrecute prin tot felul de țări, cu munții și pădurile altora, cu meniurile și condițiile oferite. Uităm să privim în jurul nostru și culmea, străinii sunt cei care descoperă la noi frumuseți pe care nu le-au mai văzut în alte locuri. Peisaje, gazde și bucate tradiționale care îi fac să se întoarcă iar și iar, ba chiar să se și stabilească în grădina Maicii Domnului. Asta și cu neasemuitul unicul județ Hunedoara. Noi am reușit să găsim la Ormindea, în comuna Băița, un colț de rai, în care oaspeții sunt tratați cu cele mai alese bucate, cu camere luminate și moderne, cu locuri de joacă pentru copii, ciubări pentru acuaterapie, dar și o mică fermă în care conviețuiesc la oaltă iepuri și găini. De cum treci de poarta pensiunii Casa Daria, o stare de liniște și bucurie te înconjoară. Aici, modernul și farmecul satului hunedorean se împletesc perfect. Este mediul ideal pentru a-ți petrece timpul liber și de a fi cât mai aproape de glie, de natură, ce-ar putea fi descris cu ușurință ca un colț de rai. Prima dată când am venit în Ormindea, am văzut acest loc. Mi-a plăcut nu mult, foarte mult și am zis, acolo va fi casa mea. Și într-adevăr, după 2 ani de zile, a fost casa mea. A fost greu. Prima dată am construit casa unde locuim acum, iar încetul cu încetul am zis, vrem să facem o pensiune. Am accesat fonduri europene. A fost nu greu, a fost foarte, foarte greu. Am făcut o mini-fermă de găini. Am făcut o mini-fermă de iepuri, am avut albine, pe care acum nu le mai avem, și avem undeva la 2 hectare de pământ, unde avem livadă de pomi fructiferi, în special meri. Iar pentru că anul ăsta a fost primul an în care am avut recoltă, am făcut suc de mere. Și suntem foarte, foarte fericiți pentru că munca noastră prinde roade. Dacă vă doriți ca de Paște sau în orice perioada anului în care simțiți nevoia să vă deconectați de agitația cotidiană, aveți posibilitatea ca în satul Ormindea să vă conectați cu natura, să vă bucurați de liniștea ce multora le lipsește în mare parte a anului. La Casa Daria avem 5 camere cu câte 2 locuri de cazare. Dar se poate pune și pat suplimentar pentru copii, deci în total am avea 15 locuri de cazare cu paturi suplimentare. Fiecare cameră având baie proprie, duș, toate utilitățile. Și pentru că ne mai despar doar câteva zile de Paște, gazdele au pregătit deja bucate alese, tradiționale, pentru a-și întâmpina așa cum se cuvine oaspeții. Mă uit la o ciorbă de miel, pentru că este tradiție, este făcută cu foarte mult tarhon, cu leuștean, cu carne de miel, logic, și cum zice nepoțica mea, cu foarte multă dragoste. Mai avem pentru Paști brioșe cu carne. Poate toată lumea se așteaptă la brioșele dulci. Ei, de data asta sunt brioșe făcute cu carne de pui. Este mai ușoară un pic. Ruladă de pui iarăși, un drob ridichi, ouă roșii și nelipsita pască. După atâtea bunătăți culinare, puțină mișcare nu strică nimănui, așadar fie vă plimbați prin livada cu meri pe cale de înflorii și puteți să vă delectați în micul rai construit de familia Ștefan, fie vă relaxați în ciubărul cu apă caldă. Este un pic altfel decât ciuberele care sunt în zonă, este un ciubăr care are hidromasaj, are lumini, și lângă un pahar cu vin se poate sta liniștit într-o apă caldă și să vă puteți relaxa.
Totodată, familiile care aleg să vină aici împreună cu copiii trebuie să știe că locația oferă și spații special amenajate pentru ei, cum ar fi, de exemplu, o căsuță din lemn amplasată în apropierea pensiunii în care cei mici pot face tot felul de activități. Ne-am despărțit cu greu de raiul din Ormindea. Până și Thor, unul din căței de pază ai pensiunii, și-a arătat supărarea pe chip, însă am promis că vom reveni curând cu bucurie.